Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 44 până la versetul 46. Matei 13, de la versetul 44 la versetul 46. După citirea cuvântului, îl rog pe fratele Dinu Bujorean să vină înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, ca Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt și să-l facă roditor în inimile noastre. Amin. Împărăția cerilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Amin. Mă bucur nespus de mult în această seară să fim împreună la părtășie. Vă mărturisesc așa lucruri așa din culise, știți cum e? Cum se zice, eu am venit în această seară să îl însoțesc pe Lușu, să fim împreună ca și familie, să cântăm. Dar fratele Marius, cum m-a zărit, m-a și luat și mă rog lui Dumnezeu să fie cu folos ceea ce voi spune și spre slava Lui. Mă bucur de asemenea să fiu la acest moment deosebit al familiei Gireadă. Bogdan, Domnul să te binecuvinteze, să-ți binecuvinteze toată casa. Frate Teofil, Domnul să vă binecuvinteze cu familia. Petrică, mă bucur să te văd. Domnul să te binecuvinteze cu toată familia. Este o bucurie să fim împreună la părtășie. Slavă Domnului pentru asta. Într-adevăr, venirea unui copil pe lume este o comoară, nu? Este ceva de mare preț. Cât valorează un copil? Nu poți. N-ai cum să dai un preț, n-ai cum să te gândești la o valoare în sine, pentru că este neprețuit, neprețuit. Dar în această seară aș vrea să vorbesc de ceva, dați-mi voie să îndrăznesc să spun, pentru că așa este, mult mai prețios, mult mai prețios. Și lucrul acesta este să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, când Domnul Iisus i-a chemat pe oameni la pocăință, El nu i-a chemat să vină în orice condiții. El vrea, El te cheamă, El te dorește. Dar El are un standard. De fapt, religia Vechiului Testament, când poporul Israel privea la Dumnezeu, Dumnezeu era foarte distant la prima vedere față de celelalte religii. La celelalte religii puteai să dai buzna, să vii în prezența idolului respectiv, să te închini și apoi îți vedeai de drum. Când vorbim despre Dumnezeul lui Israel, erau mai multe, mai multe porți, mai multe garduri. Dumnezeu a făcut un cort al întâlnirii. Și primul perimetru era gardul care îngrădea acel cort. Și nimeni n-avea voie să intre acolo. Apoi era perdeaua de la intrarea acelui cort. Iarăși era încă un gard. Și apoi era a treia perdea, perdeaua care dădea în Sfânta Sfintelor, unde era prezența lui Dumnezeu și numai o dată pe an putea să intre marele preot acolo. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le-a transmis un mesaj foarte clar evreilor. Dragilor, voi nu puteți da buzna în prezența mea. Voi trebuie să fiți pregătiți ca să fiți în prezența mea. În același fel, Domnul Iisus, când ne cheamă la pocăință, nu ne cheamă în orice condiții. Gândiți-vă cum vorbește cu tânărul bogat. Tânărul bogat vine la el și spune, vreau să ajung și eu în cer, ce trebuie să fac? Și Domnul Iisus ar fi putut să zică, wow, uite un om bogat, ar putea să numai zeciuiala lui la biserică ne-ar aduce foarte mulți bani în buget. Dar Domnul Iisus nu gândește așa.
El se uită la el, îl iubește și spune ce anume trebuie să schimbe în viața lui. După această întâmplare tristă, ucenicii par dezorientați și îl întreabă pe Hristos: Doamne, atunci cine mai poate să fie mântuit? Și știți care este răspunsul care se subînțelege? Prin puterea lui? Nimeni. Ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Prin puterea mea, prin energia mea, prin faptele mele, prin, nu știu, orice aș zice, nu pot să-L impresionez pe Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să mă transforme. Astăzi ne vom uita la două pilde și aș vrea să răspund la o întrebare. Ce trebuie să facem ca să ajungem în cer? Ce trebuie să facem ca să ajungem în cer sau cum putem intra în împărăția lui Dumnezeu? Primul răspuns la această întrebare este să noi putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu dacă înțelegem valoarea pocăinței sau valoarea acestei împărății. În textul pe care l-am citit sunt două pilde scurte. Pildele sunt exemple sau întâmplări foarte simple care au un înțeles spiritual adânc. Comoara din primul caz, respectiv mărgăritarul din al doilea caz, sunt o imagine a împărăției lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, când a venit pe acest pământ, și asta spune și David în Psalmul 139, un păcat m-a zămislit, mama mea. Fiecare om, când se naște, el este într-o părăție a întunericului, a păcatului, condusă de diavolul. Și omul trebuie să ajungă, să meargă spre împărăția lui Dumnezeu. De la cele mai oribile fapte, până la cele mai nobile, inima omului este condusă de egoism. Și omul nu se poate lăuda altceva decât cu slăvirea sinelui. De aceea omul nu-și găsește împlinirea decât în Dumnezeu. Nu o poți găsi dacă nu te afli în împărăția lui Dumnezeu. Ca să fii fericit, tu trebuie să treci din stăpânirea diavolului în stăpânirea lui Dumnezeu. Este fericirea unei vieți eliberate de plăceri, de vicii, de anturaje, de tot felul de lucruri rele. O viață de ascultare, de supunere față de Dumnezeu îți dă un sens în viață, îți dă bucurie. De asta împărăția lui Dumnezeu este asemănată cu o comoară de mare preț. Este ceva care nu se poate asemăna cu nimic din lumea aceasta. Cele două pilde vorbesc despre două persoane care intră în posesia acestei valori, adică se întorc la Dumnezeu. Dacă pocăința, dacă întoarcerea lui Dumnezeu este valoroasă pentru tine în această seară, vreau să-ți spun că vei prețui ceea ce îți voi spune. Dar dacă nu este valoroasă, nu vei prețui. Dacă îți place păcatul, împărăția lui Dumnezeu va fi ceva neinteresant și lipsit de valoare. De fapt, aceasta este cea mai mare tragedie și cea mai mare tristețe a lumii, că cei mai mulți oameni trec pe lângă această valoare și nu sunt interesați de relația lor cu Dumnezeu. Așa de puțini oameni sunt interesați, atât de puțin, de comoară, de mântuire. Avem impresia că a trăi este să te realizezi, casă, mașină, haine, servici bun, să fii o persoană de succes. Ok, și după aia? Pentru că lucrurile se pot schimba într-o fracțiune de secundă, te poți trezi bolnav, poți să suferi un accident, poți să-ți moară cineva drag. Și care este scopul pentru care trăiești? Ascultă-mă atent. Absolut nimic din lumea asta nu-ți va împlini sufletul. Singura persoană care te poate face fericit este Dumnezeu. Și te îndemn în această seară să încerci. Așa cum zice Psalmul, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și dacă începi să guști, te asigur că nu vei mai pleca de la El. Când spun că Dumnezeu te poate face fericit, nu mă refer la prestarea unor servicii, a unor ritualuri. Sunt foarte bune, dar nu e suficient. Merg la biserică, spun o rugăciune, fără ca viața mea să fie schimbată. Dumnezeu nu are nevoie de roboței, Dumnezeu are nevoie de vieți transformate. De multe ori, împărăția lui Dumnezeu este asemenea unei comori ascunse în țarină, neobservată de mulți.
Și aceasta pentru că, așa cum spune Pavel, omul firesc nu primește lucrurile Duhului, căci pentru el sunt o nebunie, nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să-ți deschidă mintea, mă rog să înțelegi că o viață fără El este o viață fără sens, este o viață falimentară, este o viață ieftină, este o viață ratată. Spuneam că în aceste două pilde sunt două persoane total diferite care intră în posesia comorii. Prima este o persoană care dă din întâmplare peste comoară și a doua este o persoană care găsește comoara după o căutare asiduă, după o căutare intensă. Asta arată că, în general, sunt două categorii de oameni care se întorc la Dumnezeu. Cei ce aud Evanghelia din întâmplare și în mod instant se pocăiesc. Nu le trebuie prea multe argumente, nu le trebuie oameni care tot să le explice și să le spună, ei se pocăiesc. Există altă categorie de oameni care aud Evanghelia și o caută, și o frământă, și o întorc pe toate părțile, și vorbesc și cu unul, și cu altul. Și până la urmă se pocăiesc și ei. Nu trebuie disprețuit nici unul, nici celălalt. Amândoi sunt niște căutători. Ceea ce trebuie să facem noi este să îi vedem pe acești oameni și să ne rugăm într-un mod neobosit pentru ei, pentru ca să se întoarcă la Dumnezeu. Prima categorie este a celor ce aud despre Dumnezeu din întâmplare. Versetul 44 spune așa: Împărăția cerurilor se mai seamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce de vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Îngroparea lucrurilor prețioase în Palestina, în Israel, era un obicei foarte des întâlnit. Problemele, instabilitatea politică care era în vremea respectivă, în lumea antică, îi făcea pe evrei să decurgă la așa ceva. Iosifus Flavius, istoricul evreu al secolului I, scrie astfel: aurul și argintul obișnuiau să le ascundă sub pământ pentru a le proteja, căci nu știau ce soartă vor avea războaiele în care erau angajați. Pilda ne spune că un om, probabil un om care a fost angajat să îngrijească de un teren care nu era al lui, a găsit în locul respectiv o comoară. Oare ce ziceți, a fost corect, a fost etic pentru el să ia comoara? Nu era mai corect să se ducă la stăpân și să-i spună: e terenul tău, am găsit comoara, ți-o dau ție. Acum haideți să vă spun ce spune legea rabinică. Legea rabinică spune că dacă un om găsește pe jos fructe sau bani, dacă găsea, putea să le ia, erau ale lui. Deci din punct de vedere al legii rabinice, omul acesta nu avea nicio problemă. Dar un lucru este foarte clar, proprietarul terenului nu era și proprietarul comorii, pentru că în momentul când omul care găsește comoara vine la el și zice: vreau să cumpăr terenul, proprietarul ar fi trebuit să zică: a, stai că eu am o comoară acolo, stai să iau mai întâi comoara și după aceea îți vând terenul. Proprietarul terenului nu știa că acolo este o comoară. Se pare că era a unei alte persoane dinaintea lui. Ce ironie, nu? Să ai o comoară imensă pe terenul tău și să nu știi de ea. Aici vreau să mă opresc puțin. S-ar putea ca acea persoană să fii tu. Poate vii la biserică de ani de zile, poate nu vii. Ai ascultat mii de predici sau poate ești la prima predică. Ai cântat, te-ai rugat și totuși nu te-ai întors la Dumnezeu. Și vine altul din urmă care se pocăiește la prima predică, la primul cuvânt al lui Dumnezeu și ți-o ia înainte. Tu ai venit, ai ascultat mii și mii și mii de predici și altul vine acum și se pocăiește. Și ți-a comoara. El merge în cer, iar tu mergi în iad. Ai grijă să nu te înșel că ești pocăit, că ești mântuit și să nu fii. Întorcându-mă la pildă, nu pot să nu remarc onestitatea acestui om care nu ia nimic din comoară, ci se duce și plătește din banii
lui, din economiile lui, pământul. Dar am să revin la chestiunea aceasta. Acest om ia comoara, o ascunde, adică o prețuiește, nu că o ascunde de vechiul stăpân, o prețuiește foarte mult, își dă seama că este ceva valoros și trebuie pus într-un loc sigur și apoi cumpără terenul. Este omul care știe că a intrat în posesia unei mari valori. Când prețuiești un lucru, când știi că este valoros, ai grijă de el. Al doilea caz este total diferit de primul. Omul acesta este un căutător de comori. Este descris ca un expert în pietre prețioase. Zice, împărăția cerurilor se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Cuvântul mărgăritare este cuvântul grecesc margarites, pe care lexiconul grec-englez îl traduce cu perlă. Același lexicon spune că indienii considerau perlele de 3 ori mai valoroase decât aurul. În anul 2006, un pescar din Filipine a găsit o perlă imensă de 67 de centimetri lungime, 30,5 centimetri lățime, în greutate de 34 de kilograme. Ca o comparație, înainte de această perlă, ca această perlă să fie găsită, cea mai mare perlă din lume avea 6 kilograme. Și omul ăsta găsește una de 34 de kilograme. Mult timp acest pescar a ținut această perlă în casa lui, crezând că îi va aduce noroc. Dar un incendiu îi devastează casa și el se hotărăște să doneze această perlă autorităților filipineze. Valoarea acestei perle este, atenție, 100 de milioane de dolari. Cât de mult se aseamănă istoria acestui om cu atâția oameni care trec pe lângă Evanghelie, pe lângă împărăția lui Dumnezeu și totuși nu se pocăiesc. O au în casă, folosesc poate pocăință așa ca un bibelou, ca un brand. E spocăit și atât. Este doar un brand. O, dacă aș putea să te scot din flăcările iadului, dacă aș putea să te conving în această seară să nu te joci cu Dumnezeu, să nu te joci cu pocăința. Nu vreau să văd pe niciunul dintre noi mergând în ea. Doamne, ferește, Doamne, păzește-ne. Auziți ce zice cuvântul? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire sau față de o valoare așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită sau ne-a fost demonstrată? Ce trebuie să facem ca să ajungem în cer? Am văzut, în primul rând, să înțelegem valoarea împărăției lui Dumnezeu. Două persoane care își dau seama că au intrat în posesia unei valori. În al doilea rând, să ne investim în împărăția lui Dumnezeu.